Bună ziua, dragii mei! Autora Maria Lupea ne îndeamnă la o poezie ce se numește Inima să nu fii tristă. Cerul vieții mele este uneori întunecat, câte un fulger rătăcit îl brăzdează supărat și rafale lungi de ploaie fără milă biciuiesc. Printre picurii ce cad, mă strecor și reușesc. Nu-i ușor deloc în viață să te lupți ca să învingi. Uneori de disperare te revolți și ai vrea să strigi. Ești neputincios când vezi o durere că persistă, dar îți spui în gândul tău, inima, să nu fii tristă. Te ridici că n-ai de ales, viața este cu sens unic, nu te iartă, nu te uită, poți să fii cât vrei de cinic. Creu, ușor mergi înainte, încerci ordine să faci, trebuie să reușești, câinii în coadă n-au colaci. Alte ori, de fericire, parcă nu atingi pământul, ai o inimă ușoară, poți să te întreci cu vântul. Iar iubirea te inundă, simți de parcă de pe afară, parcă totul se trezește în miros de primăvară. E frumos la tine în suflet, parcă-i foc de artificii, tot un jur este perfect, atmosferă fără vicii. Totuși să nu uiți că traiul nu este ca pe revistă, deci din când în când să spui, inima, să nu fii tristă. Autor, Lupea Maria, inima, să nu fii tristă. Mulțumesc, dragii mei, să aveți o zi minunată și să nu fiți triști.